Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, alături astăzi de Olimpia Mioara Mireștean, practicant șamanism, inițiator cercuri de feminitate și vorbim în cadrul campaniei Arhetipuri, simboluri și ritualuri șamanice, despre o carte foarte frumoasă, Femeia Șaman, istorie, mitologie și șamanism modern, de profesor Octavian Simu, o carte publicată în colecția Șamanism a editurii Herald și, așa cum spuneam, carte care face parte din campania Arhetipuri, simboluri și ritualuri șamanice. Femeia Șaman, această carte remarcabilă, ne dezvăluie rădăcinile misterioase ale celei mai vechi forme, am putea spune, de spiritualitate și medicină a umanității, șamanismul, propunându-ne în același timp o călătorie, o incursiune din preistorie în epoca modernă până în actualitate, pentru a descoperi modul în care femeile au îndeplinit în culturile lumii rolul de șaman. Femeile au fost primii șamani ai omenirii și am mai spus acest lucru într-o altă intervenție, într-un alt material cu Olimpia, aducând cumva argumente diverse, începând de la predispoziția naturală a femeilor de a-și folosi intuiția, emoțiile, sensibilitatea, înțelegerea unică și legătura aparte cu natura pentru a intra în contact cu lumea spiritelor, în care acestea călătoresc cu ușurință în timpul transei șamanice. Olimpia, cum ți s-a părut această carte? O carte, așa cum spuneai tu într-o discuție anterioară interviului nostru, ți-a stârnit curiozitatea să văd să citesc o carte scrisă de un bărbat, de profesorul Simu, da, care a mai publicat și alte cărți, Șamanismul călătorie între două lumi, tot în colecția Șamanism a editurii Herald, un om foarte drag mie, Femeia Șaman. Probabil, dar probabil, sigur, primul șaman din istoria omenirii, din istoria umanității. Nu am venit singur, am venit cu Toba. Wow! Tot este Femeia Șaman. Sunt aici cu Toba și o țin lângă mine pe perioada aceasta, când filmăm. Da, într-adevăr, am avut așa o reținere, Femeia Șaman, scrisă de un bărbat care nu practică nici șamanism, dar mi-a plăcut. A fost o carte care la început m-am apropiat așa, ok, hai ca să vedem cum e și asta. Sigur va fi multă teorie, dar m-a atras, m-a purtat prin mitologie, m-a purtat prin toată cunoașterea asta legată de feminitate, de relația ei cu Marele Spirit, cu Pământul, cu Natura, cu Eternul Feminin, cu Marea Mamă. Și m-a purtat în toate zonele geografice, adică nu a luat doar zona europeană sau zona asiatică, pentru că numele șaman provine din Asia. Și ne poartă în această carte peste tot, peste tot unde a existat femeia șaman și unde mai există, pentru că spre finalul cărții abordează acest neo-șamanism, această trezire a femeii, această incursiune interioară a ei spre a se deschide din nou spre energia interioară pe care o are, pentru că, de fapt, șamanul, șamanca, se conectează cu ea, cu Marele Spirit, este cea care călătorește între lumi, dacă tot ai pomenit cartea cealaltă, și șamanul și șamanca călătorește între lumi. Șamanca este deschisă, este o energie prin ea însăși, ca femeie. Este una cu luna, este una cu pământul, este una cu pasărea. Asta face și șamanul. Mai putea întreba, dar ce e deosebit? Deosebit este că ea poartă pântecul. Pântecul în care sunt două lumi, care ea mereu are cu ea două lumi. Lumea în care coboară spiritul, când coboară în făt, și lumea materială, pentru că copilul acolo se formează. Deci sunt două lumi. Ea este mereu conectată cu cele două lumi, indiferent că a dat vreodată naștere sau nu. Ea are cele două lumi mereu cu ea, femeia. Și atunci pentru femeia șaman, această incursiune este
o incursiune în ea, în genealogia ei, în Marele Spirit, care este Marele Creator. Nu-l vede Marele Spirit, în terminologia română, sună masculin, dar este un spirit, nu are sex. Deci că Marele Spirit e masculin sau feminin. Este o vibrație, este o undă, este o creație, dincolo de ce ne putem noi imagina. Nu putem să-l se dăm formă. El ia formă prin tot ceea ce există. Asta este un concept șamanic. Te-ai îmbolnăvit, ai o problemă la ficat, duci la un șaman, lucrezi cu spiritul, bolii care a coborât în acel ficat. Totul este o energie în lumea șamanică. Și asta făcea femeia. Se conecta pentru tribul ei. Partea aceea de matriarhat era atât de dezvoltată, atât de bine împământenită, încât femeia era cea care orânduia cumva treburile lunare ale tribului. Nu era neapărat cea care mergea la război, dar sunt și femei șaman războinice. Ne povestește în această carte despre o femeie șamancă renumită din zona Americii de Nord, care a luptat și a folosit aceste calități pe care ea le avea în lupta contra americanilor și a mexicanilor. Era spre sudul Statelor Unite de astăzi, cam acolo a trăit ea. E o carte care m-a atras foarte mult. Astăzi n-am lăsat-o din mână. Mi-ai dat ieri cartea și am zis, hai că o răsfoiesc. Dar nu, m-a prins. Mai ales pentru femeile care vor să descopere lumea aceasta misterioasă a femeii. A lor, care e ascunsă. Este ca un văl pus peste noi. Dar noi așa suntem. Noi suntem mister, noi suntem bucurie, noi suntem și tristețe. Cumva înveți să le gestionezi, să lucrezi cu ele, să te bucuri de ele. Cam asta este femeia, în general. Și dacă e și femeia șaman, menționa autorul cărții că peste tot în lume, femeia șaman nu trecea prin practici atât de grele ca să devină șaman ca și un bărbat, pentru că în multe tradiții ale locurilor, de exemplu în Coreea, Siberia, în zona Altai, mergea în America Centrală, unde sunt curandera, curanderițele ar fi la noi, cuvântul tradus așa, ele aveau o inițiere mult mai lină, mai domoală, pentru că ele, prin ele însele, erau intuitive, deschise, în conexiune cu energia. Iar bărbatul, ca să devină șaman, avea un traseu mult mai dificil. Iar hainele pe care le poartă, tot așa peste tot în lume, sunt haine femeiești. Da. Adică e ca o robă, o rochie, o robă, de fapt, haina șamanului. Chiar vreau să te întreb, legat nu doar de cartea Femeia Șaman, dar și de șamanism în general, pentru că cu siguranță vom mai avea ocazia să mai vorbim și despre alte cărți din colecția Șamanism a editurii Herald, dar vreau să te întreb, care este rolul vestimentației în șamanism și a accesoriilor pe care un șaman le are? Bine, într-adevăr, ele diferă extrem de puțin de la o zonă geografică, cum spuneai tu, sau de la o tradiție șamanică la alta, da? Nu știu, să zicem, tradiția din nord, din peninsula scandinavă este una, tradiția din Siberia e alta, tradiția din Tibet, tradiția din Amazon, din America de Sud, există, da, din Noua Zeelandă. Climatul iar influențează, exact, foarte mult, adică cum te îmbraci ca inuit, șaman inuit, cum te îmbraci ca șaman în America, în zona Amazoniei. Bine, ei nu spun șamani, dar ei, de exemplu, poartă robă și acolo. Haina pe care o îmbraci atunci când faci un ritual ca șaman este odată o haină care te protejează, o haină care, cu care te prezinți onorând spiritele cu care te întâlnești. Accesoriile pe care le pui sunt toate simboluri de putere pentru acel șaman și sunt atât feminine cât și masculine, sau sunt simboluri antropomorfe. Sunt, în șamanism există acele animale de putere pe care le are șamanul și le
pune pe haină sau le poartă pe el. De exemplu, cercei sunt din pene, brățările mele sunt din fructe de care în simbolistica amazoniană, aceasta este o plantă care are protecție pentru feminin, iar aceasta, nu știu dacă se vede, pentru masculin. Brățara aceasta, cealaltă, are simbolurile dacice, pentru că și noi, pe iile noastre, aveam protecție. Era, de exemplu, acesta. Sunt colți de, se numesc colți de lup și erau pe mână, tocmai ca eu dau ofer să am protecție pentru corpul meu. Bărbatul pleca la luptă cu anumite haine, în casă stăteau cu anumite haine, în tradiția noastră. Asta era, știi, poate ai prins și tu, haine pentru biserică. Erau cu totul altele. Nu mergeai cu hainele pentru biserică în altă parte. Haina poartă o energie. Poți să observe privitorii noștri când au un eveniment cu o încărcătură tristă, dacă își iau haina respectivă pe care au purtat-o în acel moment, revine acea amintire, nu mai vor să o poarte. Sau este așa, mie mi s-a întâmplat să refuz să port niște haine care mi-au trezit niște amintiri care nu mă ajutau în momentele respective să trec mai departe și am dat acele haine. Sau le poți curăța, se pot curăța în anumite tehnici de curățare sau nici nu e o tehnică complicată, se pun la soare, se cântă, sunt foarte multe. Femeile, de exemplu, la noi scoteau, eu sunt ardeleancă, femeile scoteau primăvara, toate hainele le puneau la soare. Au uitat că, de fapt, ăsta este un ritual de curățare a hainelor, de pat. Nu intram în pat, aveau haine de pat speciale, nu se îmbrăcau. Preotul are haina lui specială cu care se prezintă. Exact așa și șamanul se prezintă în fața spiritului, onorând prezența acestui mare spirit, a spiritelor ancestrale, a strămoșilor, îmbrăcându-se într-un anumit mod convențional pentru tradiția respectivă. De exemplu, la inuiți nu știu să poarte robe. Nu știu cum sunt. El este foarte rece acolo. Dar ce au specific în general în toate culturile este a te acoperi. A-ți pune pe cap și a-ți acoperi ochii. Te ajută la intrarea în transă. Deci se pune pe cap ceva, este o căciulă, sunt foarte multe imagini în cartea despre care vorbim acum, femeia șaman, cu femeile șaman și ceea ce au ele, mărgele care cad în față, machiajul pe care îl punem atunci când e un machiaj anume, când ne machiem, de obicei cu elemente naturale, da? Și eu acum sunt machiată cu elemente naturale. Există pentru femeile care sunt interesate, sunt foarte multe cosmetice naturale. Pur și simplu ești conștient atunci când te pregătești, când ți-ai deschis spațiul de pregătire, că de ce mă pregătesc? Pentru că eu intru în contact cu Marele Spirit, eu vorbesc despre Marele Spirit. Și atunci am o îmbrăcăminte. Eu ca îmbrăcăminte am costumul popular românesc. Asta este atunci când lucrez mai ales cu străbunii, mă îmbrac în costumul popular. Am din mai multe zone, dar depinde cum simt. Ca și cătrință, eu sunt din județul Mureș și avem o cătrință în față și în spate, un fel de, nu știu cum se spune în sud. Voi nu aveți așa ceva aici în sud. Cătrința e ca un șorț, cumva, negru. Și le port astea. Am pentru vară, am pentru... Hai să zic cum se poartă de unde sunt părinții mei și unde eu mi-am petrecut copilăria în Sălaj. Ai, ești din Sălaj! Lângă Jibou, da? Apropo de ce spuneai tu, că da. Bărbații și femeile mergeau cel puțin în urmă cu 35, 40, 50 de ani, mergeau la biserică duminica dimineața în alte haine, în cele mai bune haine, da, pe care le aveau. Și mi-aduc aminte bunicul Tinu, cum se zice în zona aceea, Tinu și Tina. Cizme de box,
Negre, Da, da, da. așa, cu pantaloni albi, da, cu tot așa, ca un soi de ie și încins cu un brâu Un foarte, brâu, da, da. chimir, cum Dumnezeu i-o spune, așa, un brâu foarte, foarte lat, nelipsitul clop, așa, care putea fi vara, să zicem, de paie sau toamna, primăvara, din material textil, pălăria, ca să se înțeleagă, iar bunica tot așa în hainele cele mai bune și acel șorț de care vorbești tu, în zona respectivă se numește zadie. Zadie, da, zadie, da. La noi e cătrință. E cămeșa, e cătrința și poale e fusta aceea albă, peste care se pune cătrința. Da. Nu mai ai cămașă? Nu ai cămașă de la bunicul tău? Nu, 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 nu am. Dar mi-aduc aminte că vara petrecându-o acolo, mi-aduc aminte de portul acesta popular și faptul că întotdeauna acordau o atenție deosebită felului în care se îmbră. Poate în alte zile când mergeau la munca câmpului, nu, orice, nu conta, Da. știi? Dar aici era cu totul altceva. Spălatul, îmbrăcatul, tot acordau atenție deosebită, mergeau la biserică și mâncau după ce veneau de la, Da, după de ce la, veneau de la da, biserică. de la Da. biserică și bucatele erau Asta cu sfințite și așa mai mâncatul, departe. să știi că e și în șamanism, cel puțin eu de câte ori am un ritual după ce am terminat, mănânc, mă ajută să mă împământez, mă ajută să fiu cu picioarele pe pământ, să revin, pentru că toba este cea care te ajută să intri într-o stare de transă, nu este o transă în care nu ești conștientă, adică eu nu sunt pierdută, nu, știu că sunt într-o cameră sau știu că sunt într-o pădure sau într-un parc, nu există asta. Ești mereu acolo. Și apoi mâncarea te ajută, apa, mâncarea te ajută să revii cu totul în corp, să fii aici, să te desprinzi de cealaltă, mi-o lasă să plece, mulțumești pentru ceea ce ai primit, pentru ceea ce ai lăsat să plece și să continui viața de zi cu zi. Adică, știi, eu credeam mai de mult că șamanul este tot timpul, tot timpul vede absolut tot ce se întâmplă ca energie. Și mi se părea, wow, ce fascinant, eram fascinată. Dar nu e deloc așa, adică dacă ar fi să vezi tot timpul realitățile care sunt, că noi trăim într-o realitate care nu e neapărat adevărată, adică sunt mai multe realități aici, realitatea mea, realitatea ta, plus ceea ce nu vedem, ce nu simțim și sunt mulți clarvăzători, sunt mulți cei care au clarsimțire, clarauditie, dar își dau seama că nu suntem. E o energie, tot ce ești, e o creație. Ei, și eu credeam că astea sunt tot timpul, sunt, le vezi. Ar fi fost un haos să nu știi care e realitatea asta materială și care e lumea cealaltă. Și de asta există un anumit ritual atunci când oamenii, de fapt, ce face șamanca? Și vorbește foarte frumos autorul cărții în această carte, Femeia Șaman. Femeia Șaman poate să fie vindecător, cu ajutorul palmelor, cu ajutorul energiei pe care o ghidează cu cealaltă persoană sau cu cercurile, cu grupul de oameni pe care ea îl are în acel ritual. Poate să fie femeia care lucrează cu plante, femeia care gătește într-un anumit fel, știe ce să-i dea acelui bolnav. Sunt tot felul de tehnici. Femeia care cântă, femeia care zboară, da? Adică poate să vadă situația respectivă, te-ai dus la șaman, la șamancă și el, ea poate să vadă situația respectivă din perspectiva unei păsări. Nu este identificată cu emoția respectivă, cu trăirea, cu situația, ci ea reușește să se ridice la un nivel mult deasupra acelei situații și poate să vadă în ansamblu de ce ai avut tu situația asta în viață, la ce te ajută. Cum o transform? Ce ziei de acolo? Ce al tău? Ce lași să plece? Și asta este femeia pasăre. Apare în multe culturi femeia pasăre. Chiar și în Egipt. Era Isis prezentă ca femeia pasăre.
El amintește în carte chiar despre șamance celebre din lume. Și vorbește despre Japonia, despre Coreea. E foarte interesantă cartea. Deși ți-am zis că vorbește cineva care nu știe. Dar a studiat foarte, foarte bine și am anunțit. O recomand. Da, pentru că vorbim aici și de zona aceasta de antropologie culturală, antropologie istorică și culturală. Așa că îi mulțumim domnului profesor Octavian Simo pentru această minunată carte, Femeia Șaman, carte despre care am vorbit astăzi, istorie, mitologie și șamanism modern, o carte publicată în colecția Șamanism a editurii Herald și de asemenea în cadrul campaniei Arhetipuri, simboluri și ritualuri șamanice. A fost alături de noi Olimpia Mioara Mireștean, care îi mulțumim foarte mult. Noi, mulțumesc și eu pentru invitație. Cu mare drag. Olimpia, așa cum spuneam la începutul materialului, practicant șamanist și inițiator Cercuri de Feminitate. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție, la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere! La noi, la român, se spune aho!